Vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și vom citi întreg capitolul. Este cuvântul lui Dumnezeu și ne transmite gândurile lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. Cum am putea să le pricepem? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne pregătește mintea și de aceea ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să pregătească mintea, inima, credința și să împlinească voia lui în noi. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Beni Petricău, este aici la învățători și ne va conduce în rugăciune cu voce tare. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ei nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat și tot așa a făcut și cu peștii. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. Iisus i-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel i-a zis, vină după mine. Petru s-a întors și l-a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acesta nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care dacă ar fi fost scrise cu deamăruntul, cred că nici chiar lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin! Plecăm capetele și ne rugăm. Vă invităm să ocupați locurile. Îngăduiți-mi să încep cu
o întrebare urmată de a doua. Prima întrebare. Ai falimentat vreodată în viață? Sau a fost o situație în care te-ai făcut de rușine atât de tare că ai fi vrut să te înghită pământul? Îți aduci aminte de falimentul acela? Cum te-ai simțit când ceea ce ai făcut a ieșit la suprafață? Probabil că unii, în asemenea momente, chiar am fi vrut să se despice pământul, să ne înghită. Pentru că ești copleșit de rușine, îți dai seama că te-ai discreditat, îți dai seama că de acum încolo mărturia ta, credibilitatea ta vor fi afectate. Alții, probabil că încearcă să ascundă, să se justifice, alții probabil că își iau atitudinea despre care spune Domnul Iisus când vorbește despre acel judecător la care de oameni nu era rușine și de Dumnezeu nu se temea. Sunt și oameni care, indiferent ce ar face, nici nu le este rușine, nici nu se tem de Dumnezeu. Dar pentru cei mai mulți, atunci când am falimentat, e un moment deosebit de greu. Pentru că ne uităm la noi prin prisma a ceea ce am fi vrut să fim și nu mai suntem, ne uităm la noi prin ochii celorlalți și ne întrebăm oare ce zic de noi și apoi ne întrebăm oare ce să fac acum. În seara aceasta ne vom uita la unul dintre cele mai mari falimente în viața unuia dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu. A falimentat pe calea credinței. Am falimentat și noi. Oare mai e vreo șansă? Oare mai este viață după faliment? Oare mai ai viitor după ceea ce s-a întâmplat? Evanghelia după Ioan, capitolul 21, este epilogul Evangheliei. Practic, ceea ce avea Ioan descris despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos se încheie în capitolul 20 cu versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Și ar fi trebuit ca aici să se încheie Evanghelia. Spre deosebire de ceilalți trei evangheliști, Ioan adaugă acest capitol care este epilogul. Ce s-a întâmplat după? Suntem în perioada celor 40 de zile de la înviere până la înălțarea Domnului și în capitolul acesta aflăm ce s-a întâmplat cu Petru. Înțelegem, citind capitolul acesta, ce altfel ne-ar fi greu să înțelegem, în primul capitol din Faptele Apostolilor, când în zilele acelea Petru s-a sculat în mijlocul fraților săi. Cum să te scoli în mijlocul fraților după ceea ce ai făcut în curtea marelui preot? Cum să te ridici în ziua cincizecimii în fața Ierusalimului după ce toți aprozii știu și toți ucenicii știu ce ai făcut în curtea marelui preot? Capitolul acesta ne spune ce s-a întâmplat. Cum anume au decurs lucrurile? Tot în capitolul acesta aflăm că ucenicul iubit de Domnul Iisus va muri și el. Că s-a răspândit un zvon printre iudei că ucenicul acela nu va muri, nu va vedea moartea.
că el va trăi până când va veni Domnul Iisus. Și Ioan spune, trebuie să clarificăm și lucrul acesta. Niciodată Domnul Iisus n-a spus așa ceva. Ci el a spus o altă vorbă atunci când Petru l-a întrebat, mi-ai spus ce se va întâmpla cu mine, da? Cu celălalt, cu Ioan, ce se va întâmpla? Și Domnul nu răspunde la curiozitatea aceasta, așa cum se aștepta Petru, ci răspunde așa cum răspundem noi când nu vrem să răspundem. Ai răspuns vreodată când nu vrei să răspunzi? Domnul Iisus nu vrea să-i răspundă la întrebarea aceasta și îi spune, dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni, eu ție ce-ți pasă. Adică, nu-i problema ta. Ce-ți pasă ție dacă eu vreau ca el să rămână până când voi veni eu? Și Ioan spune, cei care au auzit vorba aceasta, au răstălmăcit-o. Au răstălmăcit vorba Domnului și a spus, ucenicul acesta nu va muri, ca așa a spus Domnul. Ioan spune, nu e adevărat. Domnul n-a spus așa ceva, a spus cu totul altceva și trebuie să înțelegem corect. Și acum să ne întoarcem la falimentul lui Petru. Ca să înțelegem falimentul, întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Matei, la capitolul 26 și ne uităm la ceea ce se întâmplă în camera de sus, versetele 30 la 35. Matei 26, 30 la 35. Sunt în camera de sus, a fost cina noului legământ, Domnul îi anunță că în noaptea aceea unul dintre ei îl va vinde și apoi ne spune așa. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor și atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Domnul face o afirmație. În noaptea asta toți vă veți împrăștia, vă veți potigni. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină care să vă facă să fugiți. Ce răspunde Petru? Doamne, cu privire la ceilalți, nici eu nu sunt sigur. Deci, Doamne, pe ceilalți nu cred că te poți bizui. Dar pe mine? Doamne, pe mine te poți bizui că eu, cu niciun chip, chiar dacă toți, Doamne, pe mine poți conta. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Domnul spune, Petru, în noaptea asta, nu odată, de 3 ori, te vei lepăda de mine. Petru este atât de sigur pe el, încât i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Adică, Doamne, nu mă cunoști? Nu știi cu cine vorbești? Doamne, nu știi că pe mine se poate conta până la moarte? Pe ceilalți, nu, cred că poți conta, dar pe mine poți conta. Ați avut de-a face cu oameni care sunt atât de siguri pe ei, încât spun, chiar dacă toți ceilalți, dar pe mine poți conta. Ați avut de-a face cu oameni de felul acesta. În ocazii, de un fel sau de altul, când stau de vorbă cu oameni, câte unul îmi spune, frate Paul, n-aveți încredere în mine? Știți care e răspunsul meu? Nu. N-am încredere nici în mine. Singurul în care am încredere este Domnul Dumnezeu. De aceea îmi iau toate măsurile să rămân în voia Lui pe calea îngustă. Dar Petru spune, Doamne, în mine n-ai încredere. Este mândria lui Petru și buna lui părere despre propria persoană. Ai o părere bună despre tine. Ai o părere bună și te uiți la ceilalți și spui, da, nu mă mirda pe mine.
Petru este cu această convingere că pe el nu-l poate clătina nimeni și nimic și că el nu va falimenta niciodată. Întoarcem pagina în Evanghelia după Matei. De la versetul 69 încolo. Domnul este arestat, este judecat de Sanhedrin, Petru este și el în curtea marelui preot și spune cuvântul așa. Petru însă ședea afară în curte și o slujnică a venit la el și a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar Petru i-a zis, ce i-a zis Petru? Pe mine poți conta. Eu nu mă clatin și nu mă potignesc și nu mă leapăd. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: habar n-am despre ce vorbești. Femeie, vorbești prostii. Bați câmpii. N-am nimic de a face cu el. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu-l cunosc pe omul acesta. De data asta se jură. Face un jurământ că n-are nimic de a face și că nu-l cunoaște. Îl cunoștea? Era cu Domnul Iisus înainte când a fost văzut? Petru, cu fața senină, cu jurământ spune: n-am nimic de a face cu omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru: nu ca pe îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să se jure zicând: nu-l cunosc pe omul acesta. Acum se blasteme. Nu ne spune textul ce blesteme a folosit. Dar probabil că a invocat blesteme teribile. A invocat probabil pedeapsa, judecata lui Dumnezeu. A invocat ceva înfiorător să spună: nu-l cunosc. În clipa aceea, a cântat cocoșul. Domnul Iisus Petre, înainte ca să cânte cocoșul de 3 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. În clipa aceea cântă cocoșul. În clipa aceea Petru aude. Și când aude cântatul de cocoș, lucrurile se leagă. Și înțelege că Domnul Iisus a uitat și a văzut în el falimentul acela teribil. A văzut lașitatea lui. A văzut decăderea lui cumplită. În clipa aceea s-a văzut prin ochii Domnului. S-a văzut cât a ajuns de jos. Și Biblia ne spune: a ieșit afară și a plâns cu amar. Sunt multe feluri de a plânge. Dar plânsul cu amar este plânsul acela care te doare până în străfundul ființei. Este plânsul acela care te arde, te doare, te taie. Este plânsul acela în care nu mai știi ce să faci. Atât de mare e durerea. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Se duce noapte. Și nu știm ce s-a întâmplat în următoarele 2 zile. Pentru că asta se întâmplă joia noaptea. Nu știm ce s-a întâmplat vinerea, nu știm ce s-a întâmplat sâmbăta. Biblia nu ne dă detalii despre Petru. Dar bănuiesc că n-a fost un plâns din acesta de 2 secunde, s-a șters la ochi și s-a dus mai departe. Bănuiesc că a trăit zilele celelalte și plânsul acela și durerea aceea și a rușinea și apăsarea și falimentul l-au topit. E dimineața învierii.
Și Domnul Iisus se arată femeilor la mormânt. Și în dimineața învierii, primul mesaj pe care spune Domnul Iisus este: duce și spuneți fraților mei, ucenicilor mei și lui Petru. Probabil că Petru era deoparte singur. Știți că unii dintre noi când falimentăm am vrea să ne ascundem, să nu ne mai vadă nimeni? Că atunci când ai falimentat, ți-e greu să mai ieși în public. Când ai falimentat, ți-e greu să dai ochii cu ceilalți. Și Domnul știe ce se întâmplă în inima lui Petru și spune: spuneți ucenicilor mei, dar în mod special spuneți lui Petru. Spuneți-i că am înviat și că ne vom vedea în Galileea. Interesant. Ne vom vedea în Galileea. Apoi, ne spune Biblia că în dimineața aceea învierii, în ziua primavierii, a avut loc o întâlnire secretă, specială, între patru ochi, între Domnul Iisus și Petru. Și evanghelistul Luca și apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 surprind lucrul acesta. Evanghelistul Luca, după ce ne relatează călătoria celor doi spre Emaus și modul în care s-au întors ei după ce l-au recunoscut pe Domnul Iisus, au ajuns la Ierusalim și i-au găsit pe cei 11 și cei ce erau adunați cu ei la un loc, zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat? I s-a arătat lui Simon. A fost o întâlnire între patru ochi, între Domnul Iisus și Petru. Ai fi vrut să tragi cu urechea la întâlnirea aceea? Ai fi dorit să auzi ce i-a spus Domnul lui Petru la prima lor întâlnire, după ce a avut loc căderea, lepădarea, falimentul? Probabil că va fi una dintre întrebările pe care am să-i le pun lui Petru când voi ajunge în cer. Să spun: te rog să-mi spui ce ți-a spus Domnul când te-ai întâlnit numai tu cu El. Și probabil că Petru o să-mi spună: asta rămâne pentru totdeauna între mine și El, că n-a pus-o Domnul în Scriptură. Știți? Unele lucruri se pot desfășura doar între mine și Domnul. Avem noi o cântare care surprinde adevărul acesta și spune: ce nu pot spune nimănui, spune-i doar Domnului. Intră în cămăruța ta și spune-i doar Lui. Este această formă în care Domnul Iisus se apropie de Petru doar între ei doi. Apoi, în seara acelei zile, se întâlnește Domnul cu cei 11 în camera de sus, este și Petru acolo, le spune tuturor ceva, dar nu-i adresează lui Petru niciun cuvânt special între ceilalți. După o săptămână, în duminica lui Toma, zicem noi, iară sunt ucenicii acolo și Domnul Iisus apare din nou, îi vorbește lui Toma, dar interesant că nu-i spune nimic lui Petru. Așa că e interesant. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, când le-a trimis vestea, că se va întâlni cu ei în Galileea. Și evanghelistul Matei și Marcu sublinează faptul că Domnul Iisus le-a dat întâlnire în Galileea. De ce le-a dat întâlnire în Galileea? Că doar toate se întâmplau la Ierusalim și El le spune după aceea să nu se depărteze de Ierusalim, să stea în Ierusalim. De ce să te duci până în Galileea ca să te întâlnești cu Domnul când s-au întâlnit în Ierusalim? Ioan ne spune de ce trebuiau să meargă în Galileea. Așa că suntem în Ioan, capitolul 21. Ni se spune că Domnul Iisus a mai arătat odată ucenicilor, dar aceasta este o arătare în Galileea, nu în Ierusalim. După aceea Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei și iată cum s-a arătat. Este în Galileea. Este Marea Tiberiadei sau Marea Galileei sau Lacul Genezaret, sunt denumiri toate pentru aceeași realitate, pentru aceeași apă. Iată cum s-a arătat. Sunt în Galileea pentru că Domnul i-a spus că vor avea întâlnire specială acolo.
Nu știm câte zile au stat în Galileea, dar acum se face noapte și sunt la oaltă 7 ucenici. Petru, Toma, Zijamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici la care nu li se dă numele, erau împreună. Așteaptă. Așteaptă să se întâlnească cu Domnul Iisus și nu mai vine. După un faliment, vremea de așteptare este deosebit de grea. Vremea de așteptare este cu mari, mari frământări. Oare ce se va întâmpla? Tot ceea ce am crezut noi, tot ceea ce ne-am imaginat noi că se va întâmpla, s-a schimbat totul. Ne-a dat întâlnire în Galileea, dar nu știm ce se va întâmpla. În momentul acela de nesiguranță, de așteptare, una dintre marile ispite este să te întorci înapoi. Să te întorci înapoi de unde te-a chemat Domnul. Să te întorci înapoi unde te-a găsit și să te duci la vechiul tău stil de viață. Dacă ai avut prieteni din lume, ai avut o dezamăgire, un faliment, tendința este să te duci la prietenii tăi din lume. Dacă ai băut atunci când te-a găsit Domnul și te-a scăpat de băutură, ai avut o încercare, un faliment, o dezamăgire, tendința este să te duci înapoi la băutură. Te-ai uitat la lucruri nepermise pe internet. Ajungi dezamăgit, ajungi frustrat, ajungi într-o stare în care nu știi cum o să fie, neliniște, nesiguranță, te întorci înapoi la lucrurile acelea nepotrivite. Și așa mai departe, tendința este să se întorci acolo. Când Petru stă în faza aceea în care nu știe ce va fi, le spune celorlalți, eu mă duc să prind pește. Acum, a păcătuit sau n-a păcătuit Petru când a zis, mă duc să prind pește? Ce ziceți? S-a făcut tăcere în biserică. În Evanghelia după Luca, la capitolul 5, când i-a chemat Domnul pe ucenicii lui după o pescuire deosebită, Biblia ne spune că Domnul s-a uitat la ei și a spus, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni, și a spus, vino după mine. Și ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Adică acolo a fost un punct de despărțire. Aici s-a terminat. De acum începe o altă chemare pentru noi, au lăsat totul. Și acum Petru este la Marea Galilei și se întoarce înapoi la pescuit. Se întoarce la lucrurile pe care le-a lăsat. Te-ai întors la lucrurile pe care le-ai lăsat. Te-ai întors la ele. Una dintre imaginile sau unul dintre semnele pe care le ai când te uiți la oameni pe care i-ai văzut când s-au întors la Dumnezeu, cum erau, când te reîntâlnești cu ei și îi vezi și după îmbrăcăminte, și după vorbă, și după anturaj, și după lucruri care atârnă pe la urechi și pe la gât și pe la mai nu știu unde, așa-i. Te întorci la lucrurile pe care le-ai lăsat. Că dintr-o dată în astea îți găsești acum noua ta preocupare. Și Petru se întoarce. Numai că noaptea aceea nu este o noapte bună de pescuit. De ce nu e noapte bună de pescuit? Pentru că cel care controlează și pământul și marea, și cerul și pământul și tot universul, în noaptea aceea n-a dat voie la niciun pește să intre în mreaja lui Petru. În noaptea aceea, cel care controlează toate lucrurile. Și Petru trebuia să știe lucrul acesta, pentru că în Luca 5, când Domnul a spus, aruncă mreaja la adânc, Petru i-a spus, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău. Petru trebuia să știe că peștii nu sunt la comanda lui, ci sunt sub comanda lui Dumnezeu. A lăsat totul și a mers după Domnul și acum se întoarce și așteaptă să aibă succes.
Și trudesc toată noaptea și când se duce Petru și ceilalți merg după el, pentru că atunci când unul ia în direcție greșită, e ușor să tragi după tine pe alții. Pe cât ai tras după tine? Și în ce direcție îi tragi? Și Petru cu ceilalți se trudesc o noapte întreagă. Dimineața Iisus este pe țărm și întreabă, când sunt la o distanță cât un teren de fotbal, întreabă: copii, aveți ceva de mâncare? Pe cine întreabă? Pe niște pescari care toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Nu poate fi rușine mai mare sau neplăcere mai mare pentru pescar decât să-l întrebi: ai prins ceva? Și să spună: n-am prins nimic. Un pescar care se lăuda la soția lui că este un pescar iscusit și că el niciodată nu se duce să nu prindă ceva, a fost la pescuit și n-a prins nimica. Și se întorcea acasă și cum se te întorci ca să te ia soția, să te umilească, să te critique, să râdă de tine. Așa că s-a oprit la un magazin de pește, pește viu, și a cerut la vânzătoare de acolo să îi dea 5 păstrevi mari. Și a spus: și doamnă, vă rog ceva, luați unul câte unul, eu stau aici la ușă și mi-i aruncați. Unul câte unul, mi-i aruncați. Și domnul zice: dar vii pun în plasă și vi dau. Nu, zice, vă rog tare mult, mi-i aruncați unul câte unul. Și vânzătoarea mirată întreabă: dar de ce să ți-i arunc? Ca să-i pot soție, să-i spun soției mele că i-am prins. Adică, mă duc să-i spun că am prins pește. Dar Petru, cu ceilalți, sunt pe mare, n-au prins nimica. Și Domnul spune: aruncați mreaja. Și o aruncă. Și se umple de pește. Și Ioan, în clipa aceea, Ioan, dintr-o dată înțelege, se face lumină. Și spune: este Domnul. Cel de pe țărm, pe care îl vedem, dar nu îl recunoaștem, este Domnul. În momentul următor, Petru își ia haina pe el, se încinge și se aruncă în mare și înoată spre țărm. Interesant. Petru nu se duce dezbrăcat înaintea Domnului. Se îmbracă, se încinge. Acum toți știm că dacă vrei să înoți, dai toate lucrurile care te împiedică, ca să poți înota. Petru înțelege că înaintea Domnului nu mă duc oricum. Cine are urechi de auzit, să audă. Îi văd pe unii prin anumite biserici că vin la biserică și se dau și grupuri de laudă și închinare și vin îmbrăcați de parcă i-o tras câinile pe sub garduri. Așa arată. Realmente, parcă i-o tras câinile pe sub garduri, așa sunt de ciorsăiți. Și vin la închinare. Petru, când știe că se întâlnește cu Domnul, și ia haina, se încinge, chiar dacă intre în apă și va fi ud, dar este îmbrăcat. Că nu mă duc oricum înaintea Domnului. Ajunge pe țărm. E Marea Galilei. E Luca 5 și e Ioan 21. Aceeași mare, aceeași pescuire miraculoasă, este același Domn, și când Petru ajunge pe țărm, ce este pe țărm? Ce are Domnul Iisus pe țărm? Un foc jăratic de cărbuni. Dar ce a făcut foc de cărbuni și n-a făcut foc de lemne? De ce l-așteaptă Domnul cu un foc de cărbuni și nu un foc de lemne? Și Ioan spune că este foc de cărbuni. Pentru că atunci când Petru s-a lepădat, în curtea marelui preot s-a încălzit la un foc, din ce era focul acela? Ne spune Ioan în capitolul 20, capitolul 19. Versetul 18 din capitolul 18. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea la foc de cărbuni. Domnul Iisus pregătește
Marea Galilei, de unde l-a chemat? Să lase totul. Acum sunt cărbunii aceia care îi aduc aminte de ce s-a întâmplat în curtea marelui preot. Și interesant că Domnul Iisus îi cheamă să mănânce. Și mănâncă și Domnul nu zice altceva decât să mai aducă și ei din peștilor și se termină micul dejun. Când se termină micul dejun, după ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona. Acum când Domnul l-a chemat, i-a spus: tu nu o să te mai chemi Simon, ci o să te chemi Chifa. Numele lui de ucenic era Chifa. Numai că acum Domnul nu spune: Chifa, mă iubești? Ci îi spune: Simone, fiul lui Iona. Petru, reluăm lucrurile de la capăt. Reluăm lucrurile de la început. A fost un capitol al falimentului. Întoarcem acolo de unde ai căzut. Ai ajuns Simon, fiul lui Iona. Simone, ca să mergem mai departe, trebuie să reluăm lucrurile așa cum trebuie. Mă iubești? Și îl întreabă: mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Comentatorii dezbat între ei la ce s-a referit Domnul Iisus când a spus mai mult decât toți aceștia. Unii spun: Domnul Iisus i-a arătat barca și peștii și a zis: mă iubești tu mai mult decât iubești barca și peștii, toți peștii aceștia, 153. Alții spun că Domnul Iisus i-a dus aminte lui Petru de modul în care s-a lăudat el plin de mândrie: Doamne, chiar dacă toți ceilalți ar falimenta, pe mine te poți bizui. Și acum Domnul Iisus îl confruntă cu trecutul lui, cu vorbele lui și cu falimentul lui și spune: Petre, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Și Petru nu spune: da, Doamne, pe ei nu te poți bizui, dar pe mine te poți. Petru spune: da, Doamne, știi că te iubesc. Petru nu spune: Doamne, te iubesc mai mult decât ceilalți. Petru nu mai este un om care se compară cu ceilalți și plin de sine, de mândrie. Petru este un om frânt. Petru este un om smerit și spune: Doamne, știi că te iubesc. Doamne, tu știi mai multe lucruri decât știu eu. Și Domnul spune: Petre, paște mielușii mei. Dacă mă iubești, iubirea pe care o ai față de mine se va manifesta în grija pentru ceilalți. Paștei, poartele de grijă, dă-le de mâncare. Și i-a zis două oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Atunci paște oițele mele. Rămâi credincios și poartă de grijă de turmă. Și i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară. De ce i-a zis de trei ori? De ce i-a zis de trei ori? Pentru că de trei ori s-a lepădat. Vedeți, pocăința trebuie să repare tot ce am stricat. Pocăința trebuie să repare tot ce am stricat. Atunci când ai falimentat într-un loc, repară tot ce ai falimentat, repară-le. Domnul Iisus nu îl întreabă așa general: Petre, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și îl întreabă de trei ori, pentru că de trei ori s-a lepădat, de trei ori trebuie să facă afirmația că inima lui s-a vindecat. Și Domnul îi spune atunci: paște oile mele. I-a încredințat lucrarea Evangheliei pentru toți cei care vor crede în Domnul. Petre, dacă mă iubești, dragostea față de mine se va manifesta în dragostea față de turmă. Dragostea față de mine se va manifesta în modul în care le porți de grijă celorlalți. Este chemarea lui Petru și interesant că de data aceasta nu spune: vină după mine și vei fi pescar, ci spune: vină după mine și vei fi... ce vei fi? Păstor. Prima dată l-a chemat să fie pescar de oameni. Acum mai precizează și mai mult: te chem nu să fii pescar, ci te chem să fii păstor. Este una dintre cele mai glorioase chemări. Știți? Că nu poate fi chemare mai înaltă decât să te cheme Domnul să păstorești turma Lui?
Din păcate, tot mai puțini tineri aud chemarea aceasta. Pe plan mondial. Pe plan mondial, tot mai puțin tineri aud chemarea aceasta. Paște oile mele, poartă de grijă. Vino după mine. Asta nu înseamnă că s-au lepădat de credință, se duc înspre alte profesii, dar tot mai puțin cred că această chemare merită auzită. Și noi spunem, o, Doamne, ridic o nouă generație de lucrători. Am fost împreună cu Delia în ianuarie-februarie, după evanghelizare în Statele Unite, și m-a surprins următorul lucru. Enorm de multe biserici baptiste americane ale americanilor, fără păstori. Nu-și găsesc păstori. Biserici de 3-4 mii de membri. Nu-și găsesc păstori. Și s-au întors înspre cei care au ieșit la pensie și îi roagă să vină, să îi gireze că n-au păstori. Am vorbit cu oameni din școli teologice și mi-au spus, prin campusul școlilor teologice suflă vântul. Nu-i acea răspundere, acea inimă care aude chemarea lui Dumnezeu. Și Domnul spune, Petre, dacă mă iubești, atunci du-te și poartă de grijă turmei. Dar mai văzut ceva în America. Stând de vorbă cu mai mulți păstori, i-am întrebat, care este noua direcție în care merg bisericile din America? Și m-a surprins răspunsul lui. În ultimii 30-40 de ani, problema fundamentală în America a fost pe stilul de închinare. Voi ce stil de închinare aveți? Tradițional sau contemporan? Care e diferența? Cei care se închină tradițional cântă cântările, imnurile bisericii, ceilalți care se închină contemporan cântă cântări mai noi. Nu e asta problema. Problema este alta. Care este centrul închinării? Slava lui Dumnezeu sau slava noastră? Slava lui Dumnezeu sau slava noastră? Închinarea contemporană este închinarea care e făcută ca să placă omului. Problema este să-i satisfaci, să fie mulțumiți. Dă-le întuneric, dă-le zgomot, dă-le ce vor ei, numai să le placă. Acum, mi-e greu să înțeleg de ce se adună oamenii să se închine în întuneric. Că Domnul Iisus când a creat universul a zis prima dată să fie lumină. Dar sunt unii la care le place să se duc și fac întuneric și se simt bine în întuneric. Doamne, ai milă! Numai că asta a trecut acum. Și am întrebat încotro se îndreaptă și a spus după pandemie au descoperit că cea mai mare nevoie a oamenilor este de socializare. Știți ce înseamnă socializare? Să se adune la oaltă să se simtă bine. Să se adune la oaltă să facă ceva ce le place. Asta înseamnă socializare. Să interacționeze în ceva ce le place. Și am întrebat, și cum socializează? Și a spus, cu băutură și cu dans. Se adună sâmbătă seara la biserică, au băutură și au dans. Și au început extrem de, în ghilimele, nevinovat. În prima seară a dansat tata cu fata. Să-și învețe fata cum să se comporte în societate. Și a dansat tata cu fata și au admirat cât de frumos este să danseze tata cu fata. A doua seară a dansat mama cu băiatul. Așa e că e frumos, mama și băiatul dansează. A treia seară a dansat tata cu mama, sora cu fratele. A patra seară a dansat cine a putut cu cine a putut. Oamenii n-au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de pocăință, n-au nevoie să iasă din lumea aceasta și din toată robia ei, au nevoie de băutură și dans. O, Doamne, ai milă! Domnul Iisus lui Petru, paște oițele mele, paște mielușeii mei, paște oile mele, dă-le mâncare! Dă-le Evanghelie, dă-le cuvântul lui Dumnezeu, du-i pe calea Domnului, du-i la pășuni verzi și la ape de odihnă. Este chemarea. Și observați cum îl scoate Domnul pe Petru
din falimentul acela, îl duce pas cu pas, îl lasă câteva zile să plângă cu amar, îi transmite mesajul, spuneți ucenicilor mei și lui Petru, că nu te-a uitat Dumnezeu, că nu și-a întors spatele, i-a întors tu spatele, dar Dumnezeu nu și-a întors fața de la tine. Are o întâlnire cu el între patru ochi. Îl aduce în împărtășia ucenicilor și lasă toate lucrurile până la momentul potrivit, pentru că rechemarea lui Petru, reconfirmarea lui Petru în lucrare are loc la Marea Galilei, unde l-a chemat prima dată. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa? Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Îl întoarce Domnul de unde l-a chemat și îl trece prin tot acest proces de vindecare. Și vindecat, reașezat în slujbă, reașezat la locul unde l-a chemat Dumnezeu. Faptele Apostolilor ne-l prezintă pe Petru în fața celor din Ierusalim și stă înaintea lor cu acea integritate și demnitate și spune: bărbați israeliți, ascultați cuvântul meu. Și cuvântul lui nu mai este cuvântul lui, ci este: așa vorbește Scriptura, așa este scris. Cuvântul lui de acum încolo este cuvântul lui Dumnezeu. Am început prin a întreba: ai falimentat? Ai plâns cu amar? Te doare păcatul acela? Ai trăit durerea aceea a faptului că prin tot ce ai făcut ai adus rușine numelui lui Dumnezeu? Ți-ai compromis mărturia? I-ai afectat pe alții? Și te întreb, oare pentru mine mai are Dumnezeu ceva? Da? Cel ce l-a iertat pe Petru este cel care te iartă și pe tine, mă iartă și pe mine. Cel care l-a ridicat pe Petru este cel care te ridică pe tine și pe mine. Cel care i-a spus lui Petru: mă iubești? Te întreabă pe tine și mă întreabă pe mine: mă iubești? Cât de mult îl iubesc?